Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Și a fost 4 aprilie. 4 aprilie ar trebui să stea în conștiința poporului român alături de 4 martie. Pentru că pe 4 aprilie, urmă cu 79 de ani, 1944, Bucureștiul a fost lovit de aviația anglo-americană într-un bombardament cumplit care a făcut mai multe victime și mai multe pagube decât tremurul. Teroarea a fost chiar mai mare decât la cutremurul din 77. M-aș fi așteptat ca astăzi măcar presa, hai să spunem, clasa politică nici vorbă, academia nici vorbă, biserica nici vorbă, să amintească acest lucru. Putem fi parteneri strategici cu americanii. Am mai explicat că și Italia e așa mână-mână cu americanii, dar cu toate acestea la, veți găsi Taormina, am arătat într-un film, este în Piața Mare, o placă unde spune că acolo a fost bombardat orașul de către aviația americană, la Hamburg la fel, la Dresda la fel. Deci nu putem, este vorba de oameni care au murit. Atunci, culmea este că în România avem 2 monumente, unul în Cismigiu și unul, de fapt 3, unul în Cismigiu, două în București, unul în Cismigiu și unul aici, Piața și Mihai I, și unul la Sinaia, care sunt dedicate eroilor anglo-americani care ne-au bombardat în 4 aprilie. N-a dat niciun site, televiziunile n-au dat. M-am spus, nu cred că americanii s-ar fi supărat, dar așa era și pe vremea Uniunii Sovietice. Nu avea niciun rost. Cum să spui pe vremea Uniunii Sovietice că nu știu, la 1877 rușii nu mai vreau să plece. Așa era realitatea. Rușii din 1877 nu erau sovieticii din 50, de acum să spui așa ceva și așa este. Americanii de acum nu mai sunt americani din aprilie 44. Și am spus de mai multe ori, acel bombardament și alte bombardamente au fost cu atât mai ticăloase cu cât vizau dărâmarea morală a poporului român în așa fel încât rușii care erau deja în Moldova să ajungă, să treacă ca prin brânză în România. Deci bombardamentele nu vizau venirea anglo-americanului, ci venirea rușilor. Domnul Alexandru Armă, pe care știți că este autorul unei cărți excepționale despre bombardarea Bucureștiului de-a lungul anului 44, pe parcul 44, am avut un interviu cu el foarte interesant pe această temă, a ținut astăzi totuși să marcheze acest eveniment, așa că la ora 19 în foierul sălii polivalente rapid a fost lansată citeștirea. O expoziție cu fotografii despre bombardamentele din anul 44, așa, s-a pus aici, în foierul sălii polivalente rapid, pentru că atacul a vizat Gara de Nord, infrastructura feroviară și cartierul, da. Unul dintre vorbitori la această care a deschis secuția a fost domnul Alexandru Armă. Ia să vedem un fragment din filmuleț făcut de organizatori. Această decizie de a organiza o expoziție dedicată bombardamentului din 4 aprilie, dar de fapt tuturor bombardamentelor care au afectat Bucureștiul în primăvara și vara în 1944. Este un moment foarte bun, plus că este centenarul clubului Rapid. Astăzi se împlinesc, s-au împlinit de fapt fix 79 de ani de la tragicul bombardament din 4 aprilie 1944, iar la anul, dacă ne ajută Dumnezeu, poate celebrăm, o să împlinească 80 de ani de la același bombardament. Înainte de toate, vreau să spun că bombardamentul din 4 aprilie 1944 este cea mai mare tragedie a Bucureștiului în secolul 20.
poate cei bătrâni și cu siguranță cei bătrâni sau cei mai vârstă și aduc aminte sau au auzit de la părinți, bunici, de ce s-a întâmplat, generația tânără mai puțin, dar acest bombardament a provocat mai mulți morți decât a provocat orice alt eveniment în București în secolul 20. Oficial au fost 2942 de victime. Evident, victime poate să fie câțiva oameni sau în plus sau în minus mai mult. Au produs totodată vreo 3000 de răniți și pagube imense Bucureștiului. Pagube care aveau să provoace o mare durere în inimile celor care au prins acest eveniment. Și totodată, în bombardamentul din 4 aprilie, au pierit foarte mulți refugiați basarabeni care au fost prinși în Triaș, oameni care fugeau din fața armatelor sovietice și ca o ironie a sorții au fost uciși de bombele anglo-americane. Atunci, ca să fac o paranteză, acest eveniment nu are nimic politic, pentru că sunt oameni care în ziua de astăzi nu vor să mai aduc aminte de acest bombardament, pentru că am fost bombardat de aliați. Nu are nicio treabă, este strict un eveniment istoric, iar la acel moment americanii, englezii și britanici erau aliați. Iar bombardamentul din 4 aprilie venea în sprijinul ofensivei sovietice, care în acel moment era Moldova. Restul sunt doar teorii și până la urmă noi trebuie să ne aducem aminte de acei morți, foarte mulți dintre ei, nu se mai știe nimic. Au fost oameni care au pierit în bombardament, am întâlnit multe anunțuri rude care își căutau practic apropiații de care nu se mai știau nimic și care au fost pulverizați în acele vagoane din Triaj din Chitila și care, ironic, au fost înmormântați în cimitirul Calvin, care este lângă stadion și care ulterior s-a numit cimitirul 4 aprilie, o latură a cimitirului Calvin și care astăzi, din păcate, cu mare durere, vreau să spun... Da. Am reușit, am spus că la vremea respectivă presa nu a dat nimic, pentru că s-a interzis să se dea în presă reportaje și atunci eu am făcut un grupaj extraordinar, am luat din amintirile de la vremea respectivă, din memoriile publicate după 1990, amintirile unor mari personalități, amintirile de la cutremur. Am avut Mihail Sebastian, Constantin Sănătescu, Ion Iliescu, care și-l trecut în memorie, Constantin Argetoianu, Ion Cudiță, Gheorghe Zane, Dinu C. Giurescu, Constantin C. Giurescu. Și ultima înseamnă înșiruirea mea este Maria Cantacuzino Enescu, cea care era nevastă de Enescu, Maria Cantamaruca. Ea, în această carte, vă recomand, nu știu dacă am mai reeditat, a apărut în 2005, editura Aristarc, Umbre și Lumine, amintirea unei puteți în Moldave. Ea povestește aici cum a urmărit bombardamentul de pe terasa Palatului Cantacuzino, de aici, îl vedeți că se repară, împreună cu Enescu, da. Primul, cite din povestea și palar. Primul bombardament american, da, oricât ar părea de ulitor, asupra Bucureștiului, oraș deschis, lipsit de orice obiectiv de război. Populație civilă, nevinovată, fără apărare. Nimeni nu era străin de asta. Ce a provocat adevărate scene de apocalips, la care George Enescu și cu mine am asistat fascinați de teribilul spectacol de sus de pe terasa noastră, când o să public grupajul, îl găsiți aici, în continuare, sau când o să public grupajul, o să vedeți ce glăzau povestește Maruca Cantacuzino. Să trecem la comentariul zilei. Evenimentul, poate cel mai comentat din aceste zile, nu a fost nici măcar inculparea până sub acuzarea lui Donald Trump. Nu am început cu el pentru că dacă nu l-au arestat, deja a fost numai un spectacol mediatic și mie nu mi s-a părut un spectacol de breaking news, de ce nu l-au arestat?
Trebuie va fi pus sub acuzare, nu s-au bătut între ei demonstranți, nu au luat cu asalt, deci a fost un spectacol mediatic mediocru. Deci, o să povestesc ceva despre asta. Însă la noi evenimentul a constituit apariția lui Liviu Dragnea în postura de om care ne prezintă rețete, cum se face de mâncare, pe canalul de YouTube. Ia să vedem cum a ipostaza lui Liviu Dragnea. Bun venit la bucătăria de acasă. Pentru cei foarte puțini care nu mă știu, numele meu este Liviu Dragnea și vreau să încercăm în aceste filmulețe să descoperim împreună niște rețete de mâncare, rețete ușoare, rețete gustoase și, foarte important, rețete sănătoase. La fiecare rețetă pe care o să o prezint, o să spun și ce beneficii are ingredientul principal sau, dacă sunt mai multe ingrediente importante, o să vorbesc și despre ele, pentru că eu cred că a venit vremea, nu acum mai demult, să începem să mâncăm sănătos. De ani, de ani, de zeci de ani de zile în noi intră o travă, intră chimicale, intră euri. Această resemnare, această comoditate dată de supermarketuri nu face decât să ne îmbolnăvească. Astăzi o să... Bun. Stimați telespectatori, eu am avut și am o stimă deosebită pentru Liviu Dragnea. Liviu Dragnea, în această țară în care comisia juridică renunță brusc la amendamentele în cazul codului penal, în momentul în care președinta comisiei, doamna Vicolă, e chemată la Ciolacu și spune, bă, alta, fă altceva, o să comentăm. Deci, în această țară care este, cum să zic, nu știu, vizitia, dacă există, camerista Occidentului, domnul Liviu Dragnea, după ce a câștigat alegerile din 2016, PSD-ul cu un discurs suveranist, de fapt nu suveranist, cu un discurs care încerca să atragă atenția poporului român că guvernele Păsescu, președinții de dreapta, guvernele de dreapta, era și Dacian Cioloș, nu fac altceva decât în hamă țin România înhămată la carul Occidentului. Domnia sa s-a afirmat, după ce a preluat puterea, ca un lider al naționalismului autentic românesc. A încercat, din punct de vedere economic, a încercat prin ordonanța 13, cu care eu sunt de acord, dar n-a reușit să elimine, să pună capăt pentru totdeauna intervenției sistemului în jocul politic și a binomului DNA prin intermediul procurorilor în jocul politic din România, jocul politic și chiar și economic. Domnul, pentru aceasta, Liviu Dragnea s-a pricopsit cu niște demonstrații toate aranjate, acum vedem că de fapt nu iese nimeni, pe de o parte de la multinaționalele din România care s-au simțit deja în pericol prin teza lui Liviu Dragnea, corectă, că ar trebui să plătească și ele impozite și profit, fac prea mult profit pe seama poporului român. Și atunci multinaționalele și-au trimis, vă imaginați, multinaționalele la noi nu sunt multinaționale care produc ceva. Multinaționalele în România sunt pentru că la noi forța de muncă a proletariatului digital, deci acestora, este ieftină. La noi toate aceste mari, uriașe, Vodafone, Orange, ce vreți, nu fac altceva, au angajat, s-au făcut un fel de hub-uri pentru Est, chiar pentru Australia. De ce? Pentru că, deci,
cei care sunt angajați în acești lucrați în acele clădiri din Pipera, nu lucrează pentru români. Lucrează pentru filialele sau francizele sau ale marilor companii în altă parte. Și ei sunt niște sclavi ai muncii multinaționale, mai rău decât muncitorii de pe vremea lui Dickens, sunt proletariatul digital, comisiile alea, departamentele de forță de muncă, ele n-au drepturi acești proletari digital, tinerii aceștia, sigur au salarii sigure și cât mai mari, nu au niciun drept sindical, nu pot revendica, în momentul în care primesc un e-mail, nu au voie să zică nimic sau să scrie despre conducere. Deci, din punctul acesta de vedere, fost foarte ușor ca ei să fie trimiși în Piața Victoriei, pentru că multinaționalele au considerat că vine unul, numește Dragnea, care le mai taie din năsuc. Și în afară de aceasta, cred că un sfert din Piața Victoriei era alcătuită din, din lucrători la SRI. M-am zis, lucrătorii la SRI sunt mulți, oricum nu au ce face și veneau și aici seara, mai agitau o lanternă, mai vedeau o gagică, că mă rog, așa sunt și ei. Păi tineri, cu tenenți, sergenți, ce-or fi. Bun. După asta, pentru a se da un exemplu altor lideri europeni, Liviu Dragnea a fost condamnat pentru, să spun, ceva greu de imaginat, nu știu ce, abuz în serviciu. Bun. Imaginea lui Liviu Dragnea a intrat în pușcărie, a fost pentru mine, bănescu pentru mulți români, imaginea unui naționalist, unui patriot, suveranist, care plătește pentru îndrăzneala de a vorbi în numele poporului român și pe altă limbă decât cea slujbă. Bun. Această postură a domniei sale este, cum să zic, incredibilă. Este o lovitură cumplită dată nu lui Liviu Dragnea, dată suveranismului, dată ideii de demnitate a poporului român. Liviu Dragnea, ieșit din pușcărie, eliberat condiționat, a rămas pentru noi, pentru mine, de exemplu, cel puțin, bănesc că pentru mulți români, întruchiparea celui care a luptat pentru poporul român și care, cum să zic, pentru asta a plătit. Cum spunea Tudor Vladimirescu, a îmbrăcat cam așa morții. În momentul în care el a ieșit din pușcărie, avea două posibilități. Făcea politică în continuare sau nu făcea nimic. Nu apărea la televizor sau apărea din când. Ei, cine Dumnezeu l-a sfătuit să apară în această ipostază? Am auzit teorii. În primul rând am văzut foarte multe glume. Eu nu iau glume. Eu cred că este un moment trist pentru România. Ca omul care a întruchipat, repet, în 2016-2017, o încercare acestui popor nenorocit de babuini să se ridice un pic din genunchi. Această imagine cu care venit, nu știu dacă el avea scopul ăsta, dar asta a rămas imaginea, iată să rămână, da? Și deodată se apucă și gătește. Am înțeles că și de fapt el face nu știu ce, nu mă interesează motive. Nu știu, l-a fi sfătuit cineva, că am văzut că s-a și scris că de fapt el vorbind despre aceste morcov, ceapă, tăind acolo așa, lumea se uită la el și el cu ocazia asta face naționalist. Se mă înțeles spectator. Odată Sebastian Ghiță, când era în țară, m-a întrebat dacă el ar putea să facă un partid naționalist. Și am explicat că un naționalist autentic, apropo de Cornelu Zelea Codreanu, de Mareșalul Antonescu, unul este posomorât, serios, grav, pentru că el teoretic poartă povara tragediei românești, din asta este, deci este, trebuie să fie neapărat posomorât, serios și
nici într-un caz nu poate să fie știrlubate, cum mi se părea mie domnul Sebastian Ghiță, deși el este un om inteligent. Bun. Deci, e postura asta, nu știu ce vrea, dar pentru mine este o lovitură dată, repet, nu lui Liviu Dragnea, nu PSD-ului, nu clasei, Liviu, este o lovitură dată, cum să zic, unui program, unei aspirații a românilor, aceea de a, cum să spun, de a naționalismului românesc autentic, da? Stimați telespectatori, imaginea lui Liviu Dragnea, gătind, cu șorțul, tăind, indiferent ce spun el, este ca și cum l-aș fi văzut pe Tudor Vladimirescu cântând manele. Nu există în istoria României naționaliștii autentici, nu au făcut așa ceva. Îți vedeți pe Corneliu Zelea Codreanu, jucantable. Îl vedeți pe Tudor Vladimirescu cântând manele. Îl vedeți pe mareșalul Antonescu, nu știu, jucând golf, ca să nu zic asta, că îl vedeți pe mareșal, pe Corneliu Zelea Codreanu prezentând rețete și punând în tigaie, așa ceva, nu cred. Bun. Deci asta este. E o lovitură, după părerea mea, dată nu lui Liviu Dragnea, pentru că el e trecător, ci ideii pe care el a întruchipat-o la un moment dat și acum lumea spune, bă, dacă și ăsta care este, zice că s-a sacrificat pentru noi, s-a apucat de gătit, de pregătit în direct la până pe acest canal de YouTube. Bun. Am încheiat comentariul. Cu atât mai grav este, deci în România din de luni sau de marți s-a petrecut o chestie unică. Domnul Predoiu a propus coaliției, ministrul justiției, niște modificări la codurile penale, codul penal și codul de procedură penală, pentru ca să le aducă la zi cu... Deci aceste două mari, uriașe documente, legi, care sunt pe locul 2 după Constituție, au fost trecute prin Parlament, prin procedură de urgență, pe vremea lui Tăi. Ele au stat sub două semne, al improvizației la vremea respectivă, de-aia s-au și făcut pulbere în raport cu realitatea, că trebuiau discutate totuși, trebuie în Parlament, și doi, ele au stat sub semnul atotputerniciei binomului serii DNA. Și la vremea respectivă, codul a fost în așa fel conceput încât țara să fie condusă de binomul serii DNA, adică de cuplu Coldea, Codruță Chioveș. N-are niciun rost să vă povestesc aici abuzurile făcute la vremea respectivă, printre care și infracțiunea de abuz în serviciu, nebine precizată, fără prag. Bun. Una din prevederile impuse de binomul serii DNA în codul penal a constat în posibilitatea de a să fie folosite interceptările din siguranță, pe teme de siguranță națională pe care le face serii în procesele de corupție. Să vă explic pe scurt despre ce este vorba ca să înțelegeți ce s-a întâmplat azi. Și să înțelegeți de ce s-au modificat cele două coduri în favoarea binomului serii DNA. În România, Serviciul Român de Informații are potrivit Constituției, potrivit legii, protecția constituțională. Deci, Serviciul Român de Informații are posibilitatea, sesizând că, nu știu, demnitarul X e trădător sau demnitarul X a fost acolat, nu știu, de spion rus, ca să zic așa, deci are posibilitatea să meargă la un judecător de la Înalta Curte, sunt numai doi care se ocupă de asta, și să ceară un mandat de
de ascultare, de interceptare, mandat de cum ar veni de interceptare, de tehnică. Bun. Problema este că aceste mandate se obțin foarte ușor, pentru că se obțin ușor, sunt doi judecători de la înalta curte care cred că semnează, sunt oamenii seriului și cred că semnează și au semnat în timp ce sunt în baie. În baie fac doi, pac, pac, ce bate la ușă, că ăla de la serii și se respectă pe judecător. Și alo, vrem să ne semneze un mandat de interceptare. Da, zice ăla care te cântă. Și coboară acolo din duș în, mă rog, în ce vrei dumneavoastră, spune un prosop totuși, că nu poate să ducă în pielea goală și zice, dă-mi și mie pe zbun și îl dă, crapă ușa, ăla semnează și gata. Așa se explică de ce România a fost un record de mandate de ascultare. Există și mandate de interceptare pentru cazurile de corupție. Asta presupune că procurorul se duce la un judecător și sunt foarte mulți judecători care pot da, de drepturi și libertăți, care pot da mandate de interceptare. Numai că judecătorii dau destul de greu asemenea mandate pentru că trebuie să aduci probe, nu poți să intercepteze poliția. Trebuie să aduci unele dovezi că trebuie neapărat pentru mersul cauzei interceptare. Bun. În momentul în care s-au modificat codurile penale prin asumarea sau s-au făcut codurile procedurilor penale, codul penal, s-a introdus această prevedere și anume că dacă pe parcursul interceptării de către SRI, încoate, de SRI pe siguranță națională, persoanele interceptate, am zis demnitarul și cu de vorbește altcineva, și se dovedește că sunt și corupți, implicați într-o afacere de corupție. Aceste interceptări, ele, din punct de vedere constituțional, ele sunt ilegale. Nu, alea cu... a căzut, da? Atenție, asta, de corupție. Dacă ăia discută despre altceva, crime cu tare, ele nu pot fi folosite în procesul meu. Numai la de corupție, da? Și ele la proces, procurorul zice și avem și probe luate nu de noi. Teoretic se facă și el interceptare. În America e o chestiune foarte simplă. Dacă FBI-ul primește mandat de percheziție pe droguri și găsește un pistol, trebuie să obțină un nou mandat care vizează pistolul. Nu poți deci să obții mandat tu SRI pe siguranță națională și în același timp să iei și corupție. De ce a fost o crimă, un abuz uriaș aceste prevedere la vremea respectivă? Pentru că dădea implica SRI-ul în procesul penal. De ce? El vrea să facă politică, de exemplu, da? Și se apropie alegerile, da? Și în același timp el zice, bă, știm noi că doi tipi ar putea să fie corupți, dar nu ne... procurorul de la DNA, care e omul lor, nu se poate duce, se duce la judecător, judecător, aveți probe. Nu. Imediat. Seriu. Faci el. Notă. În ziua de cutare, Ion Cristoiu s-a întâlnit pe partea elaltă a trotuarului, era Natasha Rostova, război și pace, și s-au uitat unul la altul și au plecat mai departe, a fost un semn, deci noi credem că Ion Cristoiu este recrutat de ruși și, în consecință, cerem să fie ascultat. Cine verifică? Mai ales că bani de judecătorii care dau mandate în altă curte o fac în baie. Cred că și dormind. Dormi, mă, cioc, cioc. Dacă
Și când dorm cu altcineva. Da, bine mă, dă să semne, da? Bun. Ei, acest Curtea Constituțională a scos aceste interceptări. Acum, când s-a pus problema modificărilor, Comisia Juridică din Camera Deputaților, că e efort decizional, condusă de doamna Vicol, a decis, bă, nu, în procesul de corupție, nu intră ca dovezi interceptările din siguranță națională. Au fost foarte mulți judecători în perioada anterioară care au considerat că nu sunt valabile. Normal, pentru că implică aduce SRI-ul în procesul penal. Lasă la o parte faptul că teoretic și activității SRI, pentru că SRI-ul în loc să se ocupe să împrindă mie spioni, oricum nu prinde nimic, sau teroriști, sau nu știu cine, se ocupă, bă, ia să vedem noi, știm noi că ăia ar putea să fie și oricum le sunt dușmani, hai să-i punem, da? Care-i problema? Că problema este că SRI-ul te poate să intercepteze toată populația și, dar să ne spunem, el interceptează, dar nu e obligatoriu să îl întrebe cineva, bă, a interceptat, da? Și e spune, nu. El zice, bă, n-a ieșit nimic. Și în felul să-ți consumă kilometri, nu mai spun. Deci, atenție, SRI-ul nu este, când a cerut ăla intercept mandat, să zică judecătorului, domnule, nu a ieșit. Păi cum, bă, n-a? Nu, n-a ieșit, n-am făcut. Deci îi pot, teoretic, așa cum obține mandat, repet, să asculte pe toată lumea. Da, și să eventual se găsească și corupție. Bun. Când la un moment dat doamna Vicol a fost chemată la conducere, adică la Ciucă și la Ciolacu și a zis nu, renunțăm la orice prag și în același timp nu mai întoarcem SRI-ul, îl întoarcem în procesele în justiție. O să voteze Parlamentul această modificare și puteți să spuneți mai târziu. O să spun că ne întoarcem, că ne întoarcem la perioada binomului serii DNA. Și ne întoarcem nu numai prin asta, dar și prin acea ticăloșie care este rechizitoriu în cazul Otopeni. Altă problemă. V-am vorbit aseară despre faptul că, uitându-mă, citind în rechizitoriu partea în care apare numele lui Rareș Bogdan, nu există nicăieri, nici măcar în ce vorbesc. Deci, ce au făcut? Nici măcar în ce vorbesc aia de acolo, adică puteam să cred așa, chiar mințin. Eu v-am spus așa, domnule, e posibil ca doi tipi să vorbească fiind interceptați. Domnule, eu mă duc mâine și îl cunosc eu pe Cristoriu și o să fac un interviu cu mine și pentru asta o să-i cumpăr un iaht. Poate că îi băteau câmpii. Sau poate că se gândeau. Asta nu înseamnă că au venit la emisiune și mi-au cumpărat mie un iaht. Da? Dar există. Deci, da, dacă ar zice asta, mă rog, în cazul de față, tipii nu spun nimic despre, nu apare cuvântul, Rareș Bogdan l-a mituit, Rareș Bogdan mi-a făcut. Sunt discuții despre Rareș Bogdan care e un măscărici și care de fapt nu poate să facă nimic și care de fapt e cu câțul. Ce treabă avea acel prezența în rechizitoriu, care apoi se scurge în presă, nu scurgerea din presă, stimați telespectatori, este groaznic. Și rechizitoriul acesta, care are peste 300 de pagini și 3 sferturi, sunt înregistrări, iar înregistrări și iar stenograme din care, în care se vorbește despre Gabriela Firea, despre Ciolacu, despre Grindeanu. Foarte interesant este că despre anumite personaje, Grindeanu, de exemplu, se vorbește foarte frumos, adică vorbește, bă, el nu face nimic, nu vrea să facă pentru că e ciufute, ca și cum cineva vrea să facă mie o glorie, domne, nu putem vorbi cu
că Ion Cristoiu, că el e comunist, e cinstit. Da. Sunt, da. Asta nu înseamnă că ei nu puteau să facă astea ca să-mi facă mie ogori. La Ciolacu este, nu știu ce a zis, că e țăran, apare și Mita. Stimați respectivă, tot acest rechizitor este un rahat. Cum spunea la Găgești, rahat cu perje. Nu se poate ca un procuror să facă un rechizitorul care pur și simplu a pus tot ce a înregistrat el, tot ce pălăvrăgesc aia, despre Mită, despre Anca Alexandrescu. Uneori, din loc în loc, pare neinteligibil. De ce mai dai dacă e neinteligibil? Și atunci, ne-am întors la vremea stenogramelor, în care e clar că n-au de ce să le ia pe Rares Bogdan, pentru că nu văd nicio probă de acolo, în care procurorii folosesc rechizitorul, deci întâi fac un rechizitor din ăsta așa, și apoi îl dau la presă. Deci folosesc rechizitorul, care e un document juridic, rechizitorul ăsta trebuia să fie brici. Adică când vă le dădea în interceptări, în stenograme, că a apărut numele lui Rares Bogdan, acolo trebuia să se vadă că în discuția dintre cei doi corupți, se spune așa, am vorbit cu Rares Bogdan, a intervenit la X, cum m-a ajutat cu tare. Nu, aici sunt discuții despre Mitrea, despre Tudose, despre... Dom'le, vă imaginați așa ceva? Ei, de fapt, fac politică de cafenea. Cum să treacă asta într-un rechizitor? Dom'le, nimeni în România nu discută, m-a plictisit, ce fel de presă. Vine Ciolacu marți, păi este președintele PSD, da? Este viitorul premier la România, este sprijinul nostru, zicem, da? Și în legătură, întrebată în legătură cu asta, și domnul, eu nu, n-am cunoscut pe niciun timp și bine, merge bine dacă procesul. El trebuia să facă o gură cât o șură. Să spună, băi, oameni buni, băi, nu e vorba de mine. Ne întoarcem la perioada binomului Seriden, la coșmarul stenogramelor în care Codruța îi punea pe procurori să pună tot ce se intercepta ca să-i compromite. Apăreau și din alea. Că e vorba cu și aici, popular, bă, și eu trag loaia. Și apărea numele ăla. Cum este Marcel Ciolacu? Este invocată Gabi Firea. Bă, nu am... Ia, toți ăștia din PSD, toți ciocopledici, da, ciocle ăștia, politruci, niciunul nu sare, mă, și spune, bă, sunteți nebuni? Nu, domnul Rares Bogdan, normal era să se plângă la CSM. Normal era ca Gabi Firea, toți ăștia trecuți acolo absolut inutil, spună, bă, noi ne facem plângă CSM, eu nu vreau să-mi apară numele. Câte vreme nu sunt acuzat, n-am nicio legătură cu procesul. Este ceva groaznic, da, mă rog. Domnul Dan Tomoze mi-a trimis o corespondență în legătură cu primirea, așteptarea Ursulei și a lui Macron. Adică sper că pe parcursul acestei vizite, domnia sa care e în China, măcar la finalul acestei vizite, să-mi spună ce s-a întâmplat și care a fost poziția părții chinezi. Am avut astăzi o la față în față cu Ion Cristoiu, pe domnul Ovidiu Tender, fascinant dialog. Domnul Ovidiu Tender are investiții, de fapt are în concesiune niște terenuri în care el caută acolo aur și ăsta, în Guinea Conakry și în Senegal. Evident că l-am întrebat despre chinezii în Africa. Iată ce mi-a răspuns. Nu. Cum de vă lasă americanii sau chinezii, care sunt state care se ocupă, pe un particular? Da, bun, nu sunt singur, adică sunt mulți care sunt prezenți acolo. Americanii n-au... Eu, în 2010 am început să merg în Africa
și ei cred că au început să apară după 2015. Nu dat atenție Africii. Nu, nu. Care a fost țara care s-a ocupat prima dată, care a luat Africa în vizor? China? China, bineînțeles. Da? Dar, da, China din totdeauna, de când eram acolo, ei, statul chinez, da, fac niște câte acțiuni de-astea, binevoitoare. Binevoitoare. La unii le-au construit un aeroport, la alții le-au construit sediul guvernului, la alții au făcut un teatru, pentru ca să deschidă ușile micilor investitori chinezi, care sunt mulți și mici, care iau fiecare câte puțin. Sunt mulți? Mulți, da. Da? Au și cartiere deja. Da, deja. China Town, sigur. Și într-una, și în Guinea, și da, peste tot sunt prezenți. Bun. Rușii? Rușii acum, în ultima perioadă, au început ca să vină... Cu tankuri, cu ce? Sunt zone, din ce am înțeles, Africa, Republica Centrafricană, Africa Centrală, francezii, armata franceză a plecat de acolo și au... Și ce interesau economic? Să ia... Ca toată lumea, teren agricol și resurse. Păi nu, teren agricol, suficientă Rusia. Da, dar lumea trebuie să aibă asigurat o cantitate de mâncare și ei nu trebuie ca să le folosească pentru ei. Africa acum are 1 miliard și ceva de locuitori. Da. Media nașterilor pe femeie africană este de 6,29 copii, ceva în genul ăsta. Din cauza mortalității infantile, din cauza faptului că nu mâncau decât o dată pe zi orez, speranța de viață era scăzută și creșterea populației se făcea într-un ritm extrem de scăzut. În ultima perioadă, când au început să mănânce normal, când au început să se bucure de oarecare asistență medicală, creșterea este explozivă. Se estimează în următorii 15 ani o dublare a numărului. Gândiți-vă la o treabă, sunt 2 miliarde și jumate de consumat tot noi. În primul rând, consumul populația locală, care consumă. Mi-a spus în de emisiune că chinezii cumpără terenuri? Terenuri agricole, chinezii și olandezii. Olandezii. Păi și chinezii sunt agricultori? Păi nu, trebuie să asigure orezul, trebuie să asigure mâncare. Uh-huh. Adică și eu sunt în discuții cu guvernul din Guinea Conakry pentru 100.000 de hectare de teren agricol. Păi de ce nu luați aici? Pentru că acolo mi-l dăm concesiune pe 99 de ani, mă sprijină pentru ca să pot să-l cultiv și aici nu pot să-l iau... Adică face o concesiune? O concesiune pe 99 de ani. Este practic o, cum să vă spun eu, o concesiune care se plătește în fiecare an. Este o vânzare pe termen. Astăzi, China este principalul. Ei au mers fără să vorbească prea mult și au reușit ca să pună mâna pe materii prime în toată lumea, să controleze materii prime. China. Magneziu metalic, în proporție care este un metal foarte ușor, dar la fel de eficient ca și aluminiu, dar mult mai ușor decât aluminiu, este folosit în industria aviatică, în industria aerospațială. 97% din producția mondială este la chinezi. Europa nu produce nimic. Eu mă străduiesc pe exploatare de magneziu metalic, se face din... se extrage din dolomită. Dolomita este un amestec de oxid de magneziu și carbonat de calciu. Am făcut un studiu de prefezabilitate pe exploatare care este tot în grup, așa, de dolomită și ar fi prima exploatare, prima producție de magneziu metalic din Europa. Magneziu metalic este încadrat la materii prime strategice de către Europa și critice. Sunt când în 2015, când au anunțat chinezii că materiile rezultate din pământul erare nu mai vor ca să le vândă, cineva să vină să le pună în operă în China, atunci lumea a constatat că 90% din producția mondială e în mâna chinezilor. Normal că ei vizează prețul. Dar spuneți-mi, sunteți în 2010 în Africa, da? Da. Puteți să spuneți, simțiți creșterea influenței chinezești? Se vede o creștere a calității vieții, se vede o creștere, o dezvoltare incredibilă. La fiecare vizită în Senegal, cel puțin, se întâmplă ceva. Orașul Dakar a ajuns de nerecunoscut față de anul trecut, în fiecare an. Chinezii nu se văd.
Da. Se simt. Zeu extraordinar, da? Se, da, se, se surâd. Se ascund, da, ei nu sunt prezenți. Estimați telespectatori, această afirmație că chinezii nu se văd, dar se simt, este a trebui, cum să spun, să fie titlul un articol din New York Times. Ăștia sunt chinezi. V-a mai atras atenția. Ați pătruns în Africa, nu se văd, dar se simt. Asta este o aserțiune uluitoare. Mulțumesc, la revedere!